Municipalitatea a început verificarea blocurilor avariate din centrul capitalei, în special a celor mai vechi de 60 de ani. Acestea sunt evaluate de experți, după care Primăria Chișinău va elabora un raport. Majoritatea locatarilor spun că starea clădirilor este jalnică. Pe de altă parte, recunosc că, deși blocurile sunt administrate de asociații, până acum n-au prea contribuit la întreținerea lor. Cele mai multe construcții avariate sunt în centrul istoric al Chișinăului. Acest bloc de pe Bulevardul Ștefan cel Mare 126 a fost construit în anii 50 ai secolului trecut, iar de atunci nu au mai fost efectuate lucrări capitale. Chiar dacă situația este una deplorabilă, locatarii spun că nu prea și-au unit forțele pentru a întreține clădirea. Если брать эстетическую составляющую, то, ну, сами видите, как бы все сыпется. Плюс к тому дом очень-очень-очень старый, как бы. Бывают такие случаи, что нередко даже, что вот осыпается фасад и падает с балконов, как бы даже куски бывают там на машину. Вы сделали вот, например, что-то в подъезде, не знаю, покрасили что-то? Нет. А почему? Ну, опять же говорю, одному это довольно-таки сложно делать, а ну, в нашем подъезде никто особо не заинтересован. То есть элементарно говорю, даже в уборке. Единственное, что я делаю, это вот убирался. Вы старались вот как-то, не знаю, собственными силами что-то сделать? Вы что, это собственными силами? Да вы что? Și locatarii unui alt bloc de pe artera principală din oraș se plâng că deja au apărut fisuri grave. Ei spun că au încercat să intervină cu mici lucrări, dar ce ține de fațadă sunt neputincioși și mizează pe ajutorul autorităților. Возможности я это самое участвовала. Ремонт подъезда. Вот мы сделали несколько лет назад ремонт подъезда. Так что внутри у нас довольно чисто. А вот снаружи фасад не очень. Как-то к нам приходили, нам оценили, я не помню, пару лет назад. Но это было неподъемно, потому что очень было дорого. И мы все надеемся на власти города. Вот, очень большая надежда, тем более последнее время, особенно последний год, видно, что в городе многое делается. Мы делаем вокруг своего балкона, если мы что-то можем в состоянии. Больше мы не можем, потому что это все стоит деньги. Народ не в состоянии, потому что они все пенсионеры, все в возрасте уже не могут делать. Мы писали, писали, обещали. Обещали, много раз обещали, что займутся этим вопросом. O sesizare a fost depusă și de artistul Cristofor Alda Teodorovici. Prin 2017-2018, exact în ziua cumpărării, noi tocmai ciocneam paharele și a început să curgă podul, dar a început să curgă, suntem la ultimul etaj, atât de tare încă probabil era luna ianuarie-februarie, am strâns vreo 40 de căldări. Eu am fost la primărie, am încercat să mă zbat pentru ca să primăria să ne ajute să refacem podul. Era vreun an și ceva în urmă, era încă conducerea veche. A zis, da, mai dă-l încolo de Teodorovici. Artistul spune că are mari speranțe că actuala conducere va interveni. Văd că s-a intervenit la 132 și la acest bloc. Văd că fațada aici s-a refăcut. Și sper că actuala conducere, deja am văzut că are o afinitate pentru artiști și noi acum avem cu Valentin Boghean, Alex Calancea, niște întrebări referitor la sălile de repetiție la primărie și primăria a fost cu brațele deschise. Și eu sper din tot sufletul că primăria va fi și de data asta, va iniția poate un proiect, poate găsim împreună, pot să mă implic și eu, să găsim finanțare străină. Fiecare pretur a trimis deja o listă cu procesele verbale întocmite în urma evaluării. Cele mai multe s-au efectuat în sectorul centru, 42 la număr. La blocurile locative care suntem chiar și la moment, că sunt deteriorate al mai mult la fasadă, după cum vedeți, elementele decorative. Balustradele la acoperiș și elementele decorative de pe fasadă prezintă pericol. La Ștefan cel Mare 3 putem menționa că palierul de la intrare în scară este desprins de la bloc. Multe elemente care prezentau pericol au fost demontate. Va fi necesar să fie efectuat un diviz de cheltuieli a celor lucrări necesare de efectuat și eventual urmează a fi programat în buget. În prezent nu putem să venim cu o cifră evaluată care ar fi suma necesară pentru intervenție.
Autoritățile așteaptă să vină cu o contribuție și asociațiile care gestionează blocurile. În prezent a fost creat și un grup de lucru pentru inventarierea stării lifturilor.